mai pe scurt, vi-l mai amintiți pe domnul Ștefan Fiule, fostul comisar pentru extindere. Cel care în anul 2013, când Filat s-a certat cu Plahotniuc și exista riscul alegerilor anticipate și care a venit într-un suflet la Chișinău pentru a-i împăca cu desila pe cei doi și a-i obliga să voteze guvernul Leancă. În general, pe timpul mandatului său de comisar, domnul Fiule părea destul de mulțumit de ceea ce se întâmplă în Moldova. Ne amintim atâtea scene frumoase cu el la Chișinău. Asta se întâmpla în situația în care Plahotniuc comisese la acea oră mai multe atacuri Raider și controla justiția din întreaga Moldovă. Iar Filat, pe lângă contrabandă, jefuia de zor Banca de Economii. Și în situația în care o parte a presii și a analiștilor din Moldova bătea alarma apropo de crimele celor doi. Domnul Fiule atunci nu vroia să știe că cei doi sunt niște bandiți ordinari care se înfășoară cu drapelul Uniunii Europene ca un alibi. El era decis să aibă în Moldova un guvern pro-european și gata. Și noul guvern pro-european al lui Iurie Leancă, opera domnului Fiule, a reușit 3 dintre cele mai mari crime ale tuturor guvernărilor Alianței. A admis privatizarea băncii de economii, a aeroportului și a scos din Banca Națională 9 miliarde de lei. Adică a fost complice la furtul miliardului de dolari. Zilele acestea, domnul Fiule este din nou la Chișinău. Dar acum nu mai pare tot atât de fericit. Acum, dacă nu mai este birocrat la Bruxelles, a devenit tare supărat pe tâlharii de la Chișinău. Într-atât de supărat încât atunci când Diacov l-a rugat să mai susțină crearea unui nou guvern pro-european la Chișinău, ceea ce îi plăcea domnului Fiule cu 2 ani în urmă, și anume un guvern pro-european, acum, auzind această sintagmă, lui i-a sărit muștarul, cum se zice. Este stranie situația când pui la vot în această sală, majoritatea absolută a deputaților sunt pentru integrarea europeană. Există acest, cum să-i spun așa, mai delicat, antagonismele între aceste partide. Dacă vă aduceți aminte de experiența dumneavoastră și de relație cu Moldova, cum ați formula un sfat pentru cei care stau în această sală? Nu sunt aici pentru a da sfaturi politicienilor moldoveni, dar am o observație. Am auzit astăzi multe despre necesitatea de a forma un guvern pro-european. Puteți să-mi explicați ce înseamnă asta? Puteți să-mi spuneți cum definiți un guvern moldovean pro-european? Pentru că unii dintre noi, venind în țara voastră, văzând atât de multe drapele UE, începem să ne întrebăm dacă nu cumva suntem folosiți ca alibi pentru un set de politici total diferit, care nu are nimic în comun cu Europa. Cred că noul guvern, oricare ar fi după această criză serioasă, ar trebui să fie un guvern pro-Moldova, un guvern pro-reforme și un guvern pro-implementarea acordului de asociere. Sigur, era mult mai bine dacă domnului Fiule îi sărea muștarul mai înainte. Dar, cum se zice, mai bine mai târziu decât niciodată. Numai că în timp ce Fiule spunea furios ce spunea în Parlamentul de la Chișinău, la Berlin altcineva spunea oricum altceva. Știți că zilele acestea, Iurie Leancă, deci omul în a cărui mandat de premier s-au comis, cum vă spuneam, cele mai mari tâlhării, Leancă se află în capitala Germaniei, Berlin, trimis acolo de Plahotniuc pentru a mai fi uns odată premier. Și deci, în timp ce Fiule făcea praf la Chișinău guvernele pro-europene din Moldova, inclusiv pe cel condus de Leancă, la Berlin, o cunoscută expertă, Aneli Ute Gabani, declara într-un interviu că Iurie Leancă este mai nu salvatorul cursului european al Moldovei.
Ar trebui să se coalizeze toate forțele politice care sunt în momentul de față gata să creeze baza pentru formarea unui nou guvern, și anume a unui nou guvern sub conducerea unei personalități care are credibilitate atât în Moldova cât și în străinătate. Dacă mă întrebați care este lista acestor personaje din care alegem unul adecvat, aș menționa un singur nume, și numele este Iurie Leancă. Mai pe scurt, noi, moldovenii pro-europeni, oare pe care dintre europeni să-i mai credem? Pe Fiule ori pe experta de la Berlin?